Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod în care eu reacționez la lucruri din fotbal. În sfârșit termin și eu cu perioada asta nasoală de teze și teste. Săptămâna viitoare voi scăpa, deci tot săptămâna viitoare voi reveni în forță. Credeți-mă pe YouTube, așa că videoclipul acesta este doar o încălzire pentru ceea ce urmează. Astăzi vom reacționa la cele mai mișto dribblinguri din fotbal. Bine, nu știu dacă chiar cele mai mișto, dar ne vom uita la niște faze foarte tari. Și nu uita, dacă îți place, să dai un like, pentru că mă ajută foarte mult, mai ales că nu prea postez și asta o să mă motiveze. Nu uitați să-mi dați și un follow pe Instagram, pentru că la 10.000 de followeri cred că o să fac un giveaway pentru voi. Contul meu, Regent The Real. Bun, lăsând vorbăria, haide să reacționăm. Prima oară, Robinho. Zlatan Finks. Mamă, i-a distrus pe ăștia. Neymar, ce pătrundere. N-ai ce să-i faci, frate, lui Neymar. N-a costat degeaba 200 de milioane. Mamă, ești nebun. Lejer. O, asta mi-a plăcut foarte mult, dribbling-ul. Uitați-vă ce l-a făcut, bam. Ăla s-a dus în cealaltă parte. Craci. Și din nou schimbare. Hatem. Nu se joacă. Ia, Cazorla. Mamă, ce-a ținut-o, nu cred. Mamă, și încă mai driblat. Și pe ăsta. Păi ești nebun. Asta a fost stilul lui Messi. Mamă, nu știam că driblează așa bine Cazorla. Cristiano. Ia. Opa. Ce s-a dus Cristi, frate, nimeni nu l-a mai prins. Mamă, și Ronaldo avea o forță și o viteză. Păcat că s-a retras așa. De Ronaldinho nu mai zic. Vedeți și voi? Mamă, ce s-a dus omul. După părerea mea, după Messi și Ronaldo, Ronaldinho clar a fost cel mai bun după ei doi. Dar și voi cum se ducea omul, nu mai prindea nimeni. Nu cred că a driblat așa. Mamă, și de ce n-a dat gol? Păcat. Ia, Messi pe ăștia prea tare. Dacă era gol, era ceva. Asta nu prea se vede. Mamă, 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 mamă. Bestial să dribleze așa. Și gol. N-a dat gol? Mamă. Pele, n-am văzut dribling-uri cu Pele. 1, 2, 3, 4, 5, da, 6. Din nou Ben Arfa. Frate, dar ce, nu știam că driblează așa Ben Arfa. Oh, gol, nu a fost, băi. Deci în momentele astea când driblezi în halul ăsta de bine și nu dai gol, nu știu, cred că e frustrant, adică ce faze frumoase. Hatem, de ce n-ai băgat-o? Mamă, Leo Messi. Asta e cu gol, e gol, e gol. Nu a fost. Mamă, cum se... A intrat. Asta e tipicul Cristiano. Se duce așa printre adversari și gol. Mamă, și Pele, frate, cum alerga.
Bă, trebuia să-l bage pe Maradona, adică Maradona are 1000 de faze de-astea. Wow. Ce viteză, ce... Știu faza, asta e cea mai tare fază cu Messi, dar cred că e penalti. Da. Cum s-a dus. Frate, n-ai cum să-i oprești pe Messi, pe Ronaldo, pe ăștia, n-ai cum, doar pe fault. Mă, ești de bun. Mamă, ce fază, mamă. Sunt și eu uimit. Uitați și voi. Păcat, păcat că n-a fost gol. Foarte multe faze de astea nu se termină cu gol, din păcate. Dinio, din țosul, mamă. Să lăsați în secțiunea de comentarii care vi s-a părut vouă cel mai mișto dribbling dintre cele pe care vi le-am arătat. Ia. Ce a căzut? Puyol, săracu, ce... Și Cristiano! Gol! Mamă, Puyol! A alunecat, ce să facă? Mamă, ce dribbling, frate meu! Ronaldinho, King! Mamă, ce craci, frate! A, știu faza când dă Ronaldo scăriță și... Da? Mamă, dar Piqué s-a dus după semințe. Marco Reus! Și aici cred că o să terminăm. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă ți-a plăcut, dă un like pentru că în felul ăsta v-am zis mă motivați și... Credeți-mă că o să-mi găsesc cumva motivația pentru a face niște videouri mai bune pe viitor. Dar, nu știu, efectiv m-a luat prin surprindere... liceu și chestia asta și m-a dereglat puțin, dar e ok, o să mă revin, sunt sigur de chestia asta și sunt sigur că voi mă înțelegeți. Trebuie să devenim mai puternici pe zi ce trece. Lăsați un comentariu cu dribblingul vostru preferat din acest videoclip, să văd și eu părerea voastră. Până atunci, subscribe dacă ești nou, dă-mi un follow pe Insta și eu m-am dus. O să ne revedem curând.